dimineața, Flavet! Bună dimineața tuturor! Începem săptămâna cu vreme variată. În nordul, vestul și centrul țării, temperaturile vor scădea, va ploua moderat, iar vântul va sufla puternic, în timp ce în restul teritoriului țării cerul va fi mai mult senin. În zona montană, la înălțimi mari, vor fi condiții de precipitații mixte. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi acoperit de nori, valorile termice au scăzut, va ploua, după cum vedem, atât în Baia Mare cât și în Satul Mare, iar temperatura maximă se va încadra între 14 și 16 grade. În Crișana, după cum anunță meteorologii, vremea va fi rocoroasă începând de azi. După cum vedem pe hartă, va ploua atât în Oradea cât și în Arad, iar temperatura maximă va ajunge până la 16 grade. În Banat, după cum vedem, vom avea parte de precipitații, descărcări electrice și, după cum anunță meteorologii, vânt puternic. Temperatura maximă se va încadra între 15 grade în Reșița și 17 grade în Timișoara. În Oltenia, același lucru, avem parte astăzi de o vreme destul de răcoroasă pentru această perioadă și de vânt puternic. Temperatura maximă se va încadra între 20 de grade în Drobeta, Turnu Severin și 24 de grade în Craiova și în Slatina. În centrul teritoriului țării, o vreme închisă astăzi, o vreme instabilă, cu șanse de precipitații pe aproape tot teritoriul, dar și vânt puternic. Temperatura maximă se va încadra între 13 grade în Bistrița și 15 grade în Sibiu. În Moldova, o vreme ploioasă, după cum vedem, un cer acoperit de nori pe tot parcursul zilei și cantități însemnate de apă. Temperatura maximă nu va depăși 11 grade în Suceava, 15 grade în Piatra Neamț și 28 de grade atât în Focșani cât și în Galați. În Dobrogea, un cer variabil spre senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 25 și 27 de grade. În contrast cu ce se întâmplă în restul țării, valorile termice vor fi astăzi destul de ridicate în Muntenia, dar și aici vor fi șanse slabe de precipitații în Târgoviște, Ploiești, dar și în Brăila. Temperatura maximă se va încadra între 26 de grade în Târgoviște și 31 de grade în Călăraș. În capitală, de dimineață se registrau 15 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 28-29 de grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, dar în a doua parte a zilei este posibil să plouă slab. Și indiferent cum este vremea astăzi, nu uitați că se apropie sezonul rece, iar în sprijinul vostru vin prietenii de la Vailant. Cam despre vreme, să aveți un început de săptămână.